65, la versetul 4, spune așa: ferice de cel pe care îl alegi tu. Eu mi-am intitulat predica din această sărbătoare de Crăciun, de nașterea Domnului: nu te teme să faci parte din planul lui Dumnezeu. Și primul punct a fost: nu te teme să faci parte din planul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te-a ales. Măi, suntem aleși a lui Dumnezeu. Ioan capitolul 15 cu versetul 16 spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și eu vă trimit să mergeți ca să aduceți roadă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a ales. Și dacă El ne-a ales să facem lucrul acesta, de ce să ne temem? Dumnezeu a ales doi tineri. A ales pe Iosif și pe Maria să facă parte din planul lui Dumnezeu de mântuire. Și s-au temut. Și eu m-am temut când am mers prima dată acolo. Nu vă spun câte animale moarte n-am aruncat din fața casei. Găini, capete, de tot felul de animale. M-am temut. Dar Dumnezeu a trimis oameni și a trimis îngeri, așa cum a trimis și tinerilor, lui Iosif și cu Maria. Dumnezeu le-a trimis oameni, a trimis îngeri ca să-i încurajeze. Vreau să vă spun că era într-o miercure în care, atunci când s-au întors frații lipoveni și s-au botezat, preotul de acolo nu i-a convenit și i-a prigonit tare de tot, mai ales prin neamuri. I-a amenințat că nu-i mai îngroapă nici pe ei, nici neamurile lor. Mă, și nu m-a fost tot una când mi-a trimis sora mesaj. Și am ales, am zis, miercuri aceasta să nu ne adunăm, să mă reculeg, să văd ce să le spun. Pentru că m-am temut. Dar ascultați, mi-am luat cu vorba așa și nu le-am mai sunat. Și ne-am adunat. Dar am spus așa în rugăciune înainte să plec la biserică: Doamne, trimite Tu un om care să ne vorbească, eu nu știu ce să le spun fraților. Și ascultați, pe la și 20 am făcut rugăciune, am făcut introducerea, încă mă reculegeam și să spun, intră un om în biserică. Și nu de aproape. Vă spun, a venit la peste 700 de kilometri și a spus așa: nu-l cunosc, a plecat, sunt fratele Ion de la Arad și am venit trimis de Domnul la voi în biserică să vă mărturisesc minunile Dumnezeu și cum am întors la Dumnezeu și cum am fost prigonit la Dumnezeu. Măi, toată biserica era prăbușită de plâns. A predicat, a venit trimis de Domnul pentru că Dumnezeu l-a trimis. Așa cum Dumnezeu trimite îngeri, Dumnezeu are metodele Lui, slăvit să fie Domnul. Când s-a temut Eremia, în capitolul 1, tineri, să citiți, mai ales care sunteți tineri, a spus: Doamne, păi eu sunt un copil, cum să lucrez prin mine? Cuvântul Domnului a vorbit și te-a ales încă din tinerețea ta. Și Dumnezeu nu numai că l-a ales, și Dumnezeu nu numai că ne alege, Dumnezeu ne și călăuzește, slăvit să fie numele Lui. Și trimite oameni care să ne călăuzească, și am citit și în Psalmul 65, care spune aici că prin minuni, măi, Dumnezeu face pentru noi semne și minuni ca să putem să mergem înainte, să nu ne temem. De aceea, dragi tineri care v-a ales Dumnezeu să faceți lucrarea lui Dumnezeu, nu vă temeți, pentru că Dumnezeu v-a ales și pentru că Dumnezeu vă călăuzește să faceți lucrarea Lui. Slăviți să fie Domnul! Vreau să vă spun o întâmplare, nu știu dacă am spus-o aici, dacă am spus-o, o mai spun încă o dată. O fată de la noi, soția lui Paul, i-a hotărât să se boteze și ea. Și Dumnezeu să ne ajute să începem și anul viitor tot cu botez. Am primit de la o biserică din Linz 140 de ghiozdane să le împărțim la copiii nevoiași din localitate. Și mi-a spus soția lui Paul așa: măi, într-un sat lângă noi, e o femeie care m-a zis văduvă cu 6 copii. Du-te și pe la ea. Dar eu împărțisem ghiozdanele și nu mai aveam. Și am primit și haine împreună cu ghiozdane și le-am dus o ladă de haine acestei familii. Și când le-am dus hainele, s-au bucurat foarte mult. Nu vă spun ce bucurie au fost pentru ei. Măi, și mi-ar da inima în mine. Cum să am făcut eu să nu le dau și ghiozdane copiilor aceștia? Ascultați, când m-am dus în garaj și le-am mai dus o tură de haine, când am ridicat prima ladă cu haine, pe a doua ladă scria pe ea 6 ghiozdane mari. Măi, asta numai Dumnezeu o face. Slăviți să fie Domnul! Și dumneavoastră faceți parte din planul lui Dumnezeu ca și biserică prin rugăciunile care le aduceți. Și nu doar prin rugăciuni. Simeon a făcut parte din planul lui Dumnezeu că s-a rugat. Iosif din Arimatea a făcut parte din planul lui Dumnezeu că a dăruit. Măi, poți să și dăruiești. Poți să și te rogi să faci parte din planul lui Dumnezeu, să nu te temi. Și când m-am dus la acești copii, așa de bucuroși au fost, căutau prin ghiozdane, s-au bucurat. Dar ascultați, când m-am dus la ei și am văzut, nu stăteau în casă. Eu am pozele. Stăteau în grajd.
6 copii, cu o mamă văduvă, tatăl lor a murit în februarie, la sfârșit, că n-a avut bani să-și ia pastilele. Și era, suferea cu inima. Și a murit. Și nu-i ușor pentru o văduvă cu 6 copii să stai într-un grajd. Băi, și a venit un băiat de la Bistrița la noi și am zis, hai să te duc la o familie, că vrea să fac o bine, o facere de bine. Și l-am dus la această familie și a spus așa, Nigu, eu îți dau o sumă de bani, tu te rogi, mai cauți în stânga, în dreapta și pe copiii ăștia nu trebuie să-i prindă iarna în grajd. Acoperișul cred că a și căzut. Și nu trebuie să-i prindă iarna în grajd. 6 copii mici. Cel mai mare avea 14 ani. Restul erau toți, de la un an și în sus până la 14 ani. I-am zis, bine, m-am dus acasă, m-am rugat și am mai trimis pozele la încă 2 frați. Unei biserici, fratelui Alex, care mi-a trimis ghiozdanele din Linț, și fratelui Uță. Și am zis, uite, noi avem o sumă de bani și vrem ca să putem să le cumpărăm o căsuță. M-a sunat cei din Linț și a spus, cât ai nevoie? N-am găsit încă casa. Am găsit o casă cu 11.000 de euro bună în satul acela și vă spun că în 2 săptămâni frații din Linț au făcut colectă și au adunat 7.800 și ceva de euro în 2 săptămâni. Băiatul mi-a dat 2.000 și Uță a zis, slava să fie a lui Dumnezeu, îi dau numele că n-are nimica. Dumnezeu să binecuvinteze. A zis, cât ai mai nevoie, atât îți dau. Și mi-a dat și el suma de care am avut nevoie. Măi, și să vedeți bucurie pe copii când s-au mutat în altă casă și când te duci să vezi ce mari minuni a făcut Dumnezeu. Fraților, asta n-a fost numai pentru noi. Slava să fie a lui Dumnezeu. A fost pentru comunitatea de acolo, pentru că m-a sunat primărița să mulțumească. Măi, pe cui nu-i convine să vină să vezi 6 copii orfani? Sunt 4 categorii de oameni care nu stau înaintea lui Dumnezeu și au prioritate. Biblia ne spune. Văduva, săracul, străinul și orfanul. Aceștia au preferințe înaintea lui Dumnezeu. Și a fost o mare bucurie pentru că Dumnezeu a făcut o minune pentru ei. Și îmi spun frații, oamenii de acolo, că eu sunt tata lor când vin acolo. Uite, a venit părintele. Ei așa spun, părintele, preotul. Și împreună cu familia ne implicăm ca să putem să-i ajutăm și am ajutat până într-acolo că s-au și făcut toată casa și au mobilat-o. E mare harul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Asta a făcut-o Dumnezeu prin noi și prin voi, am spus. Cum se implică Dumnezeu în planul Lui prin dumneavoastră și prin noi. De aceea, nu te teme să faci parte din planul lui Dumnezeu, pentru că El te-a ales, pentru că El te călăuzește prin semne și prin minuni și nu te teme să faci parte din planul lui Dumnezeu și lasă-te în mâna lui Dumnezeu. Măi, nu poți să faci plan, lucrarea cum îți dorești tu. Lasă-te călăuzit de mâna și de brațul lui Dumnezeu. Luca, capitolul 1, cu versetul 38. Ce a zis Maria? N-a mai zis, Doamne, dar ce a spus? Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele. Băi, s-a încredințat în mâna lui Dumnezeu. Dragi tineri, încredințați-vă în mâna lui Dumnezeu și nu vă temeți. Că Dumnezeu v-a ales, El vă călăuzește și El vă învață tot ceea ce să faceți în deciziile care îi luați pentru planul Lui. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Noi, ca și verset, ca și biserică, am luat versetul din Matei 6:33 și vrem ca împreună cu toată biserica să căutăm mai mult împărăția Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Ca nevoi, avem nevoie de Dumnezeu în primul rând, așa cum am spus, și de neprihănirea Lui, dar ca și biserică ne-am înmulțit și stăm încă în chirie. Noi de dorim să vă rugați pentru noi și pentru biserica din Hârsova să putem găsi un teren sau poate să găsim o casă unde să o avem pentru stabilitatea bisericii și pentru bunul mers al lucrării lui Dumnezeu. Astea sunt prioritățile noastre, nu primele. Prima prioritate este să ne apropiem și să-L căutăm pe Dumnezeu. Dar a doua este aceasta, de a putea scrie acolo mare biserică creștină, pentecostală, evanghelică, în orașul Hârșova, unde să se putem ajuna fără mari griji că vine proprietarul și zice, mă, am găsit pe altcineva. Deși îi mulțumim lui Dumnezeu că am găsit un om care nu se teme de nimeni. Și am spus, vezi că facem biserică. N-am treabă eu, nici cu popii, nici cu nimeni, eu sunt om de afaceri.
Bun. Pentru că știam de la colegii noștri, când au pus afiș cu biserică, a venit primăria, au venit toți, dați jos, nu mai faceți nimic. Pentru că suntem în zone în care nu este biserică evanghelică și oamenii nu sunt familiarizați, încă ne numesc sectanți. Încă cred oamenii și în secolul acesta că le bem sângele dacă vin la biserică. Și pentru noi, ceea ce am putut să facem prin ajutorările care le-am putut să le facem, în ultima serbare care am avut-o cu copii, am avut peste 60 de copii din oraș. Puteam și mai mulți. Dar atât avem locurile în biserică și ne-am limitat la câte locuri avem. Și am făcut evanghelizări și oamenii au fost reticenți, n-au venit în biserică. Dar cu această serbare au venit aproape jumătate din copii, au venit cu părinții. Și au văzut că nu suntem oameni cum ne consideră ei, ci suntem oameni care învățăm pe oameni să facă bine. Și l-am arătat prin aceste întâlniri care le-am avut și încă le-am mai avut și încă le mai avem, cum a creat Dumnezeu pământul, poruncile lui Dumnezeu, de cine să ne temem. Și părinții stăteau și mă uitam mai atenți ca și copiii. Și ne-au mulțumit și s-au bucurat și uite ce evanghelizare am putut să facem fără ca noi să ne dăm seama, ci Dumnezeu este acela care ne-a călăuzit, slăvit să fie numele Lui. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc în nouul an multă sănătate. Și să vă aduceți aminte că Dumnezeu v-a ales și cu toții faceți parte din planul lui Dumnezeu. Fie că ești tiner, fie că ești bătrân, fie că te rogi, fie că dăruiești, fie că te implici printr-o evanghelizare, să nu dați înapoi. Dumnezeu nu găsește în plăcere în oamenii care dau înapoi, mergeți înainte pentru că El este cu voi. Fiți binecuvântați, vă mulțumesc că ați ascultat și vreau să vă mai spun o minune. Am avut o soră care lucra măturătoare, două, și închei, două minute, trei. O soră de acolo care a lucrat și lucrează și acum măturătoare de mulți ani, 30 de ani. Și a adunat, așa cum a putut ea, vreo sută și ceva de milioane, că mai are 2 ani până iasă la pensie, mi-a spus, și a pus bine în casă. Acum, acolo, eu când m-am mutat, primul lucru, când am venit acasă, n-am mai găsit nimic în curte. Biciclete, skateboard-uri, n-am mai găsit nimic. Da, și a venit miercurea trecută, înainte să venim noi aici, plângea. Și au zis, m-am dus să văd unde-s banii și să mai pun ca mai strâng ceva. Și când m-am dus să-i văd, nu mai erau. Băi, și să aduni o viață, sumă de bani, să mai cumperi 2 ani la pensie și să-i pierzi, să nu mai găsești. Și că nu știu ce se întâmplă, nu pot nici să stau în picioare. Am văzut-o că tremura. I-am spus așa, soră, dacă i-ai pierdut, Dumnezeu te va ajuta să-i găsești. Și dacă ți-au furat, i-a zis că i-a furat cineva. Și dacă ți-a furat, Dumnezeu te va ajuta să-i pui la loc. Eu am luat o hotărâre în inima mea, așa, să pot să ajut cât pot. Și să mă gândeam, să sora ca să fie în pace. Și a zis, da, hai să facem un lucru, să ne rugăm. Și Dumnezeu să-ți descopere unde i-a pus, cine i-a pus, cum i-a pus și ai făcut. Măi, și ne-a rugat. Și duminica a venit la biserică altfel. Bucuroasă, primul lucru care m-a spus, i-a dat pace. Am găsit banii. Era din ușă. Și că nepoata s-a jucat cu ei și a pus în altă parte, s-a speriat când a văzut, i-a pus în altă parte, eu am făcut curat, bine că n-am aruncat hainele care le-a pus, că au făcut curat. Și i-am găsit așa de bucuroasă, zic, Zoră, ți-am spus că Dumnezeu ne descopere lucrurile Lui, slăvit să fie Domnul. Și o a doua minune, eu m-am rugat și de peste 8 ani de zile ca una din surorile mele să aibă copii. Anul acesta am trecut și prin probleme mai neplăcute, tatăl meu a plecat la cele veșnice în urmă cu 4 luni. Nu ne-a fost ușor, dar cu toate acestea Dumnezeu ne-a întărit. Slăvit să fie numele Lui. Și am spus așa, stând la căpătul Lui, Doamne, spune undeva în Biblie că Dumnezeu a mângâiat o familie și a dăruit un fiu, nu mai țin minte acum unde. Și am zis, Doamne, dacă Tu ai hotărât așa, eu mă supun voii Tale. Am compus o cântare care o cântă un frate, ajută-mă ca să accept în toate, Doamne, voia Ta. Și dă-mi puteri să biruiesc orice problemă voi avea. Și am spus, Doamne, eu accept voia Ta și nu mă răzvrătesc deloc. Dar Te rog, ascultă-mi și Tu rugăciunea mea. Vedeam pe sora mea că plânge acolo și am spus, Te rog, dăruiește-i un fiu. Și acum de sărbători m-a sunat sora din Germania. Și mi-a spus așa, vreau să vă aduc o veste bună. Eu credeam că continuă versetul. Astăzi, în cetatea lui David, au zis, sunt însărcinată. Și am 3 luni și jumătate. Și m-a rugat în urmă cu 4 luni.
Și Dumnezeu a făcut marea minune. Și bucurie mare că Dumnezeu îi va da un fiu. De parte bărbătească, așa lucrează Dumnezeu, de aceea nu vă temeți să faceți parte din planul lui Dumnezeu, că El ne-a ales. Fiți binecuvântați! Amin.